Și comentăm pe această temă cu Elena Cristian, analist economic. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Credeți că ar fi avut legătură anunțul de astăzi cu aceste critici foarte dure venite din partea antreprenorilor, venite din partea asociațiilor din diverse domenii, din mediul privat și tocmai să fi dat înapoi pentru că sunt nepopulare aceste măsuri? Critici venite din partea tuturor, mai puțin din partea guvernului, mai puțin din partea partidului pe care reprezintă domnul Ciolacu. Se prea poate, deși din informațiile pe care le am eu, au dat înapoi pentru că nu se înțeleg în cadrul coaliției în legătură cu toate aceste măsuri, toate cu aceste certuri. PNL a amenințat că s-ar putea retrage de la guvernare în cazul în care ordonanța este în forma în care a fost legislată în spațiu public și sigur că toate aceste discuții au dus la un pas înapoi în adoptarea acestui act normativ, profund greșit din punct de vedere al mediului de afaceri, profund greșit din partea analiștilor și din punct de vedere al analiștilor și a tuturor celor care pot citi și analiza un astfel de act normativ. Un act normativ făcut pe picior, fără impact, fără, nu știu, consultarea cu mediul de afaceri, de fapt fără nimic. Un act normativ scris așa de doi oameni care au zis ce să mai facem noi. Hai să impozităm din nou mediul de afaceri, hai să punem biruri noi, hai să impozităm bonurile de masă, hai să aducem taxe noi, hai să facem în așa fel încât să călcăm în picioare tot ceea ce am promis acum câteva luni când ieșeam și ne băteam cu pumnii în piept că nu o să majorăm nicio taxă în România. Cam păi, despre asta este vorba, pe scurt. Păi și ce ne facem cu gaura din buget, care trebuie și ea acoperită? Cu ce o acoperim? Păi eu zic așa, tot se vorbește despre reforma, cu asta ați început, despre reforma administrației publice, pe care eu personal nu o văd în acel act normativ. Adică renunța la 200.000 de posturi înghețate, pe care oricum nu le plătești, și care banii aceia, e adevărat, sunt bugetați, dar ei rămân în buget și se reportează pentru anul sau se întorc în bugetul statului, de la fiecare instituție care avea posturi înghețate. Deci asta nu este reformă administrativă, asta este a renunța la niște posturi pe care oricum le aveai înghețate, pentru că bănuiți că nu erau necesare din moment ce nu le-ai ocupat, adică să făceai treaba cu ceea ce aveai. Alte reforme eu nu am văzut în mod real. Să renunți la 40 de secretari de stat, adică să ajungi la 160, mai mult decât au avut toate guvernele anterioare. Asta, dacă și asta este reforma, atunci nu înțelegem acest termen. Și pot merge cu aceste exemple pentru fiecare dintre punctele din reforma administrației. Nu este o reformă, este o ordonanță cumva care să atenueze efectul măsurilor fiscale pe care vor să le ia în etapa a doua. Eu cred că cel mai bine ar trebui să acopere gaura de la buget, scoțând angajații statului pe teren și încercând să recupereze sumele neîncasate foarte, foarte mari. Știm bine că suntem pe ultimul loc în Europa la încasarea sumelor, la procentul în PIB, procentul încasărilor bugetare în PIB, să nu știu cum să mai umble un pic la evaziunea fiscală, să digitalizeze cât mai repede toate aceste instituții în așa fel încât să nu se mai, să nu mai fie evaziune și economie subterană la cotă record, la fel pe primul loc în Europa, și probabil că toate ar trebui să înceapă de aici. Dacă guvernul ar începe din acest punct și ar mai aduce măcar un procent în PIB, ar acoperi o bună parte din gaura bugetară. Să vedem. Da. Să vedem dacă se va întâmpla asta. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Elena Cristian a fost prin telefon.